povestește-mi puțin despre ce se întâmplă aici. Ce se întâmplă aici, în mall-ul acesta, cel mai mare și cel mai important mall din România, în colectiv, în magazinul colectiv, unde sunt toate brandurile mari străine. Iată și un primul creator român, singurul creator român, care expune de la lenjerie intimă, accesorii, asta înseamnă, deci, cămăși, lenjerie intimă, eșarfe, pret-a-porter, tricotaje din colaborările mele cu prietenii mei de la Amalfi, așa cum spuneam, rochii de zi, rochii de seară, tot ce vrei, parfumuri, deci tot ce produce Cătălin Botezatu, de astăzi le veți găsi în magazinul colectiv din Mall Băneasa. Dacă tot vorbim așa de haine, zi-mi ce poartă femeile vara asta, ce trebuie să purtăm? Păi, poartă foarte multă culoare, în primul rând, foarte multe produse care să ofere lejeritate și, nu în ultimul rând, care trebuie să stea bine. Deci nu trebuie neapărat să iei după tot felul de tendințe nebune și să spui, dom'le, trebuie să-mi pun pe mine tot felul de îmbulăciuni sau... Nu, dom'le, îți iei ceva care să-ți fie comod, care să te simți bine și care... Am eu o vorbă, te îmbraci, te uiți în oglindă și când vezi, când pleci de acasă în oglindă, cum arăți și ești mulțumită de tine sau mulțumit de tine, pleci, dacă nu, te schimbi. Zi-mi ce trend ai anulat până la urmă, ce n-ai mai vrea să vezi că poartă femeile? Bine, acum știi cum e, nu trebuie să anulez pentru că în moda revine, sunt foarte multe trenduri, imprimeuri, croiuri care se reinterpretează, se reinventează de la an la an. Iată, cine credea că animal print-ul va rezista atâta timp? Deci, nu trebuie să vorbim neapărat de lucruri pe care le anulăm. Trebuie să vorbim de lucruri pe care trebuie să le păstrăm în garderoba noastră și să știm să le asociem, să le facem un styling corect odată cu trecerea timpului. Pentru că important e să ai o piesă, de exemplu vorbim de branduri, că aici sunt branduri, da? E o piesă de brand, o păstrez pentru că piesele de brand, dacă știi să le păstrezi, vor dăinui în timp și de-a lungul timpului o mai asociez cu câte ceva. Că doar nu se iau tot ce scoate Versace în fiecare an. Nu, iei ce e reprezentativ și după aia vezi ce faci cu ele. Zim, dacă tot am ajuns că expui aici, zim ce vis mare mai ai. Ce mai vrei să faci? Eu deschid magazine peste tot. Am deschis la Los Angeles, avem la Londra, avem la Chișinău. Mă vând și mă sunt purtat, iată, o mare mândrie de-a mea de peste 230, suntem la 235 de vedete internaționale, care începând de la Pierre Brosnan, agentul 007, Sim Liu, Keanu Reeves, The Rock, lista este imensă. Deci, practic, simți că ai făcut tot, nu mai ai tu ceva? Am de făcut niște show-uri mari pe afară ca să rup gura la toți. Da, ți s-a închis vreodată vreo poartă, ție? Nu pentru că știu să deschid porțile, pentru că nu visez skyvers pe pereți, pentru că proiectele mele sunt proiecte realizabile, nu proiecte care nu se pot realiza, nu. Deci, practic, tu te-ai dus peste tot, dar credeai, atât te mai întreb, credeai când erai manechin că o să ajungi aici? Nu, dar știam că o să fac lucruri mărețe. Nu știu în ce domeniu, dar știam că o să le fac.